Războiul din Ucraina a determinat schimbări majore pe toate palierele pentru ucraineni. Educația nu a făcut excepție. Cursurile s-au mutat pentru siguranță în multe orașe, în stațiile de metrou, acolo unde elevi, studenți și profesori erau în siguranță. Și astăzi încă se mai țin ore în stații de metrou. Experiența aceasta a fost împărtășită de un profesor din Harkov, de la Universitatea Tehnică Națională, care a retrăit emoția susținerii unui curs în anfiteatru cu zeci de studenți față în față la Universitatea Politehnică Timișoara. Slav Burlaenko are o experiență de un sfert de secol în fața catedrei. Predă matematică aplicată la Universitatea Tehnică Națională din Harkov, Ucraina. O predă online, pentru că fizic nu mai are posibilitatea. După izbucnirea războiului, cursurile s-au mutat în stațiile de metrou din oraș, acolo era sigur. Au fost obligați să împingă limitele adaptării la situații pe care nu au crezut că le vor trăi vreodată. It was very, suddenly for all of us. we didn't expect that uh, something may happen, especially in uh, 21st century, at the center of europe. a lot of people was uh, disappointed and was disoriented in time, in space, and even we don't know what to do. Uh, how to save life? how to uh, what to do in this situation at all? After several days we decided uh, to try to continue our education among the students where uh, uh, obtained uh, some some safety place. Okay, and we decided to use this our system. Uh, fortunately, uh, the servers uh, of our uh, university was not damaged at that time, and it was possible to find uh, remotely many of students. Profesorul Burlaenco locuiește acum în Bulgaria și predă online toate cursurile. Au schimbat metodele de învățare, de examinare. Studenții lui sunt prin toată lumea. Au fugit din motive de siguranță, dar își continuă cursurile prin intermediul calculatoarelor. Profesorul Burlaenco se află la Universitatea Politehnica Timișoara pentru o săptămână timp în care a retrăit emoția predării unui curs cu sala plină. You teach Monday evening a class, right? Yeah. Yeah. How was it to teach in a class a true classroom with uh, uh, the whole class full? Yeah, you know it was a very interesting feeling because I forgot about this. Yeah, yeah, you're right. So I forgot about this because in fact my uh, last uh, such uh, teaching it was uh, 2021 in 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 February. Noi am ținem legătura cu profesorul Burlaenko și cu alți cercetători din, din, Ucraina, pentru că ceea ce fac ei este un exemplu de eroism și de devotament pentru meseria de, meseria de dascăl, să ții ore în condițiile acestea de război, cum v-a spus, au ținut ore din metrou, acum țin ore rimut, studenții sunt plecați, unii pe front, unii, unii sunt refugiați în alte țări și încearcă să țină mai departe standardul educației.